bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. Stare tuturor și bine ați venit la un nou episod de FIFA 15. Bun, după cum puteți vedea, am acești mari ochelari de swagger. Swag. Deal with it, deal with the situation. Și astăzi, bun, avem aici echipa aceasta și eu voi juca un match și îl voi încerca să îl câștig. Pentru că dacă îl voi pierde, va trebui să-i dau discard lui Hazard și Silva Inform LM, care în total sunt vreo 600-800 de K. Și chiar nu vreau să pierd match-ul ăsta, dar trebuie să o fac. Este un challenge numit Discard FIFA, n-am mai făcut de mult și am zis să mai încerc și eu un Discard FIFA ceva. După cum puteți observa, am și tricou cu Chelsea, ca să-mi aducă noroc pentru Hazard. Silva e de la Manchester City, dar nu prea contează. Bun, haideți să trecem într-un match. Câștigăm match-ul și să nu-i dăm discard lui Hazard și lui Second Inform, Thiago Silva, David Silva. Îl are și pe Pantilimon. Este o echipă bună, adică Silver în general pot să fie și OP. Bun, haideți să câștigăm match-ul ăsta pentru onoare și pentru Hazard, să nu plece de aici. Tipul ăsta e prea OP, Sturridge, adică serios. Uitați-vă și voi, ăștia-s jaloane pe lângă el. Golul! Hazard! Bravo, Hazard! El, dacă nu dădea golul ăsta, erau șanse mai mari să fie discărduit. Să-i se dea quick sell lui Hazard. Dar bagă mingea în poartă. Bine, Sturridge merita golul, dar Hazard o bagă pe o bestie. Ia-i Ture! Di Maria Sturridge! A fost aproape de 2-0, Sanchez! Costa, mamă! Din nou, Yaya Touré, fac! A prins Casillas mingea, ai profita! Sturridge! Și Sturridge profită de greșeală și este 2-0 în aceste momente! Daniel Sturridge is the beast! Oh, fuck! Cineva trebuie să facă skill-urile în echipa asta și cred că Di Maria is the man. Companii din nou ne salvează. Rezistăm fără gol și este bine. 2-0. Bun, acum e Sturridge. Chiar dacă noi... Of. Holy shit. Vreți așa? Așa las face game acum. Ok, ne-am luat. Nu e bine. Nu! Ne-a egalat! Ok, trebuie să băgăm o schemă de aia cu Sturridge. Sturridge, ajută-ne! Fac, nu vreau să-i dau discard lui Hazard, durată. Nu așa. Nu, nenea. Nu e ok. Fac. Bun, companii, hai companii, dă-i o minge în față. Și acum ai... Oh, faza noastră. Sturridge, hai tati. Sturridge. Ia, prinde... Oh, fuck. Nu. Bun, asta pe contraatac mă rupe. Deci, ok. E ok până acum. Doar trebuie să mai rezistăm. Fără gol. Nu, trebuie să-mi iau gol și gata. Foarte bine, Koscielny, bun. Sturridge, hai, tată. Fugi, hai că prinzi. Da, te-a luat fraierul ăla. Ok, am fost aproape. Ok, Sturridge, bun. Hazard, my man. Fault, boss. Ce? Hazard. Încerc să combin, dar nu merge. Nu merge jocul, deci dacă mi iau 1:90, fac rage. Deci eu fac rage. E bune, fac rage.
Wow, am scăpat! Și cum am scăpat, frate? Bun, asta e faza noastră. Îl păstrăm pe Hazard. Mamă, ce match greu a fost ăsta. Cam atunci cu acest episod, eu sper că v-a plăcut. Chiar m-am chinuit în meciul ăsta și da, puteți să-mi arătați și voi suportul. Cum am mai zis, o să plec la mare zilele următoare și nu prea o să pot posta, dar o să văd ce pot face. Noi ne vedem data viitoare. Pa!